Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În luna mai, fecioara își va da frâul liber în manifestarea calităților pozitive. Desigur, nu se va descurca fără probleme sub forma pierderii banilor. În general, luna are ca scop cultivarea voinței și acceptarea unor valori. În plus, la începutul lunii, te vei deschide spre tot ce este nou și necunoscut, mai ales în domeniul educațional și al comunicării. Aceste tendințe se datorează activării potențialului intelectual al fecioarei, întăririi abilităților analitice, dorinței de impresivi și, în consecință, de călătorii. Este adevărat, volumul colosal de sarcini și responsabilități poate deveni un factor inhibitor în drumul către planuri globale. Apropo, a doua jumătate a lunii mai va fi, de asemenea, ocupată și plină de multitasking, în orice caz, luna mai favorizează stabilirea și consolidarea relațiilor, atât de afaceri, cât și personale. Acum succesul maxim al tău va fi strâns legată de activitatea colectivă și eforturile comune. Dragoste, reprezentanții unei familiei deja constituite vor fi complet cufundați în problemele gospodăriei. În prima decada a lunii mai, ești deosebită de susceptibilă la influența altora, ceea ce înseamnă că vei participa cât mai mult posibil la rezolvarea unor probleme. Vei dori să iei inițiativa în reconcilierea celor dragi. Vezi că nu-ți merge în lateral. Pentru a menține relații bune cu prietenii apropiați, este mai bine să eviți conflictele și să asculți părerile celor dragi. Fecioarele singure și vor face cunoștințe interesante la locul de muncă, dar nu te grăbi, aruncă o privire mai atentă la candidatul pentru inima ta. Atenție ca persoana respectivă să nu fie un vampir energetic. Riști să cazi în rețeaua sentimentelor nesănătoase. Nu ar trebui să contezi pe o promovare, doar datorită unei relații profitabile. Sănătatea, în general. Starea ta va depinde de atmosfera care te înconjoară. Ai tendința să te pregătești pentru sănătate și bunăstare. Orice dispute și certuri vor provoca boală, așa că evită provocările și chiar și cel mai mic indiciu de conflict. Cu oamenii neplăcuți, este mai bine să refuze direct comunicarea. A doua decada a lunii mai se va distinge printr-o bună lucrare a imunității poți fi sigură că nu vei fi afectată de o boală infecțioasă gravă sau de o fază acută a unei boli vechi. Cu toate acestea, va trebui să cheltui bani pentru un examen medical. La sfârșitul lunii, afecțiunea sistemului genitourinar și își va aminti de sine. Nu uita să bei multe lichide și să eviți alcoolul. Banii În lună mai, fecioarele își vor arăta potențialul, în special pentru cele creative. În a doua decada a lunii, Poți conta pe idei grozave, te poți ajuta singură sau poți acționa ca mentor și vor rămâne multe idei pentru viitor. Problemele financiare nu vor fi prea plăcute, unele cheltuieli vor scăpa de sub control, iar venitul obișnuit poate fi mult mai mic decât te așteptai, pentru a nu sta într-o băltoacă, renunțe la achiziții mari și nu împrumuta banii. La sfârșitul lunii, ai grijă de portofelul tău și urmărește cu atenție obiectele tale de valoare. Există riscul să fii înșelată sau să ți se fure un obiect de valoare. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept.